Peste 100 de cazuri noi de COVID-19 la Constanța în ultimele 24 de ore. Incidența în municipiu a ajuns la 2,67, iar în județ la 1,56. Care este situația exactă a îmbolnăvirilor, ne spune Raluca Sevastru, care se află în legătură directă cu noi. Bun găsit, Raluca! Te ascultăm! Bun găsit, Ivet! În ultimele 24 de ore au fost 6.481 de cazuri noi de coronavirus în România, cu peste 1.000 de infecții, mai mult decât cu o zi în urmă. Este cea mai mare creștere de la o zi la alta și un nou record absolut al infecțiilor cu coronavirus. Alți 83 de români au murit după ce s-au infectat cu virusul SARS-CoV-2. La ATI sunt 868 de pacienți COVID. Până astăzi, 29 octombrie, pe teritoriul României au fost confirmate 229.040 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus. În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 6.481 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2, acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. În județul Constanța avem până în prezent un număr de 5.375 de cazuri de COVID-19.